Cardurile de energie urmează să expire, iar românii pot pierde sumele nefolosite dacă nu le utilizează până la finalul lunii martie. Programul prin care românii aflați în situații vulnerabile pot plăti facturile cu cardul de energie urmează să se încheie. Mai exact, beneficiarii acestora au posibilitatea să le mai utilizeze doar până la 31 martie 2024, data la care acestea vor expira. Cardurile pot fi folosite atât pentru achitarea facturilor curente, cât și a celor restante, exclusiv pentru consumul de energie de la adresa de domiciliu a beneficiarului. Mai mult decât atât, beneficiarii pot efectua mai multe plăți către diferiți furnizori până ce suma disponibilă pe card este epuizată, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii martie. Adrian Căciu a anunțat la finalul anului trecut că valabilitatea cardurilor de energie va fi prelungită până la data de 31 martie 2024. Măsura venea în urma discuțiilor cu reprezentanții Comisiei Europene, care și-au dat acordul prelungirii valabilității acestora. Așadar, banii necheltuiți până la această dată se pierd dacă posesorii cardurilor nu folosesc sumele rămase pentru plata facturilor la gaze naturale și energie electrică înainte de data limită.